Este evident că nu se pot desfășura activități de campanie și alegerile trebuie organizate într-un context sigur. Trei instituții au inițiat un proiect de ordonanță de urgență de prelungire a mandatului aleșilor locali până nu mai târziu de 31 decembrie 2020, a anunțat vicepremierul Raluca Turcan. Totodată, premierul Ludovic Orban a anunțat că amânăm data alegerilor locale, urmează să o stabilim. De menționat că actul normativ conține o serie de prevederi pentru simplificarea procedurilor de depunere a listelor electorale. În același timp, inclusiv procedura pentru pregătirea alegerilor trebuie simplificată. Partidele vor prezenta o singură listă de susținători cu 25.000 de semnături, dintre care 500 de alegători în fiecare județ și municipiului București, a mai declarat Raluca Turcan. Unele surse politice menționează că sunt luate în calcul mai multe variante pentru reprogramarea scrutinului pentru locale la nivel guvernamental, fiind în discuție lunile septembrie și octombrie. De asemenea, alegerile parlamentare ar putea fi mutate de la finalul anului și organizate fie odată cu localele, fie la o dată apropiată de alegerile locale. Indiferent de varianta aleasă, administrația publică locală va avea cu certitudine o nouă componență până la finalul anului 2020.